Copilul este clasa întâi, învăța dimineața, iar la prânz a plecat spre casă. S-a întors câteva ore mai târziu în curtea școlii cu o armă de airsoft cu lunetă, cu care s-a lăudat în fața celorlalți copii. Câțiva elevi l-au văzut și au anunțat primul profesor care le-a ieșit în cale. Intenția lui era aceea de a se juca cu alții copii, pentru că mai avea la el și alte pistoale de jucărie. Directorul i-a luat copilului arma și n-a spus nimic nimănui. După mai bine de 24 de ore a sunat la 112 și a anunțat incidentul. Patrula mixtă deplasată la fața locului, formată din polițist și jandarm din cadrul grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța, a constatat că la data de 10 mai anul curent, în jurul orei 17, minorul ar fi introdus în unitatea de învățământ o armă cu lunetă de tip airsoft, neletală și nesupusă autorizării. Polițiștii i-au chemat pe părinții elevului pentru a da declarații chiar în curtea școlii. Au fotografiat arma de jucărie și au confiscat-o pentru a fi probă la dosar. Inspectoratul școlar județean a început propria anchetă. Aici putem semnala și o problemă de comunicare, pentru că incidentul s-a petrecut în cursul zilei de ieri, între 16:50 și 17, în timpul unei pauze. Vom lua măsuri pe care de consecință. În cauză, cercetările sunt continuate de Serviciul Arme Exploziv și Substanțe Periculoase, fiind întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Totodată se fac verificări sub aspectul comiterii unor fapte de natură contravențională prevăzute de legea 295/2004. Copilul va fi consiliat numai cu acceptul părinților. Conducerea școlii va fi însă sancționată pe linie administrativă pentru lipsă de reacție.